Maestre, seară bună și vești bune, nu? Da. Pentru a doua jumătate a anului, sper. Asta e interesant. Cine așteaptă din august până în decembrie? Până în decembrie. Știți că ne e cam teamă un pic de această a doua jumătate. Întotdeauna, ți-am zis eu că anul ăsta e 5 cu factor de neprevăzut mult. Dar asta nu înseamnă neapărat că neprevăzutul vine numai cu lucruri rele. Da, auzim tot felul de informații, că ne pregătim pentru valul 4, dacă te iei după vine... val, te ia valul. Noi nu cântăm decât cu cavalul și cântăm o melodie plăcută pentru fiecare. Și mi se pare firesc ca fiecare zodie să înțeleagă că are ceva de făcut. Scurs și la obiect, că n-are rost să ne lamentăm, să ne învârtim. Și uite, o să începem cu berbecul, care e cea mai rapidă zodie și așa, cea mai... N-are răbdare. Cea mai, nu știu cum să zic eu, cam pune în cutiuța aducerilor aminte toate lucrurile din trecut. Mai sunt și alte zodii. Dar berbecul acum are un îndemn sau un sfat prioritar. Lăsați trecutul în spate și nu te mai întoarce niciodată, fie că ești bărbat sau femeie, acolo unde ai fost rănit odată. Lidia spunea, nu mai bateți la ușa la care nu vi s-a deschis. La care nu vă așteaptă nimeni. Și nu deschide nimeni. Nu s-ar putea să te aștepte cineva, dar să nu fie ceva plăcut. Da? Deci berbecii trebuie să pună deoparte amintirile neplăcute. Le lase în urmă, șterge, uită că a avut o rană, că a suferit ceva și e momentul să dea pagina, acum să meargă mai departe. Că dacă citești aceeași pagine prea mult, începi să cunoști prea bine personajele, pierzi și timpul și nu mai ai timp să termini romanul și trebuie să-l înapoiezi, că l-ai împrumutat de la cineva, da? Îndreaptă atenția asupra lucrurilor noi și interesante care ți apar în drum în următoarea perioadă. Deci multe noutăți care apar în calea berbecilor. Bucură-te de oamenii cu suflet frumos care îți oferă iubire necondiționat. Deci dă la o parte tot ce e toxic. Dar sfatul esențial e trăiește cu inima deschisă și lasă trecutul în spate. Ce vrei mai mult de atât? Că berbecul știe să facă și așa ceva, dar trebuie să aibă un impuls. Acum a primit sfatul. Impulsul va primi de la un coleg bun, la un prieten bun sau de la cei care vor intra în viața lui în imediata următoare, celelalte luni. Hai să mergem la Taur. Taurul trebuie să învețe să se bucure cu adevărat de viață, pentru că ei se bucură foarte mult de muncă, de alte realizări, dar uită că mai trebuie să trăiască și ei un picuț, da? Iar în a doua parte al 2021 trebuie să elibereze definitiv de tot ce i s-a întâmplat nu în prima parte a anului, ci în ultimii ani. Deci e un sfat cu bătaie lungă. Deci și trebuie să dea la o parte 2-3 ani în urmă, 4 ani, lăsați la o parte. Este anul de schimbare. 5 aduce schimbare întotdeauna. Și zice, să închideți ușa trecutului la fel ca vecinii voștri din berbec și începeți un nou capitol al vieții voastre. Vă va fi mai frumos ca niciodată. Sună bine. Da. Te așteaptă lucruri minunate, așa că deschide sufletul, eliberează-ți inima de toată durerea pe care ai strâns-o pe parcursul timpului, în tot felul de amintiri, și păstrează în suflet sau în minte numai acele adevăruri sau amintiri adevărate. Că sunt și amintiri neplăcute și unele care astea rămân întotdeauna în suflet, că n-ai cum să le dai la o parte. Dar și alea, mai bine să te șicaneze, că ne-am învățat să luăm comparativ. Aoleu, dar ce mi-a fost bine, dar știi, am avut și o problemă în mine. Las-o pe aia, uite-o. Tot timpul vin în minte lucrurile negative. E, gemenii care tot îi sfătuiește pe cei din jur, ei așa sunt sfătuitori. Spune unul, ea spune celuilalt. E, acum trebuie să învețe să spună ce au ei pe suflet. Gemenii. Deci să descarce undeva... Trăi sta cu amintiri plăcute, neplăcute, povara, nu mai țineți lucrurile mai pentru voi. Pentru că dacă nu împărtășiți și cu ceilalți, nu găsiți niște rezolvări și niște soluții. Încercați să fiți voi fericiți, că voi tot tindeți să-i faceți pe ceilalți din jurul vostru fericiți. Da? Și de multe ori, tinzând să ascundeți ceea ce simțiți și ceea ce aveți. Așa că fiți sinceri, nu doar cu tine, ci și cu oamenii din jurul tău. Astfel vei putea crea cele mai frumoase și mature
relații de până acum. Știm că ei nu prea reușesc să încheie o relație mai trăinică. Dar dacă e deschis, expansiv, se ocupă și de el și vede cam ce îi trebuie, va găsi petecul. Știi cum spunem noi cu sacul ăla? Până nu găsește petecul, nu se cârpește. Trebuie. Ei, hai să mergem la introvertitul ăsta de rac, așa, care în ultima perioadă a fost destul de intens și tracasam pentru el. Ei, acum sfatul pentru următoarele luni este acela de a învăța să fiți sinceri cu voi. E că sunt doamnele din rac. Adică, maestră, de ce? S-au mințit în ultima perioadă? Sincer cu voi, în n-ai reușit să înțelegi foarte multe lucruri pentru care universul încerca să te facă să iei o scurtă pauză și să fii sinceră cu tine. S-a complăcut în niște situații, a avut tot felul de lucruri amestecate care n-a reușit să le rezolve până la final. Și de amorul propriu, de dragul amorului, s-au mințit pe ei. Ei, lasă că e așa, facem un compromis că o să fie bine. Compromisul ăla n-a fost bun. Deci nu mai merge cu compromisul. Și le-a zdruncinat undeva sufletul. Acum le cere să-și pună toate lucrurile în ordine, să-și dea seama de anumite întâmplări, pentru că de acolo avea ce să învețe, și privește situațiile care ți se oferă cu alți ochi, fără să mai faci compromisuri. Îl accepti, e ok. E bun pentru tine, e ok. Deci toate lucrurile care sunt bune pentru voi, nu pentru alții, alea trebuie să le acceptați. E momentul să fii sincer cu tine, pentru că doar așa vei putea să faci schimbările potrivite pentru a fi fericiți. Și răcușorul și răcușoara. Da? Ei, ce să facem cu ei? Pentru că ei de multe ori nu prea acceptă sau nu prea înțeleg. Se mulțumesc dacă au făcut fericiți pe cei din jurul lor. Dar ei întotdeauna au restanțe la fericire. Și vorbeam noi într-o emisiune cu Lidia. Cât durează fericirea? Pentru rac cred că durează foarte puțin. Pentru că el nu știe să fie fericit. Iar acum, jumătatea asta de an, care m-a rămas, trebuie să găsească fericirea. Ei, hai să mergem la leu, pentru că și leu, practic, trebuie să țină cont de sfaturile zodiilor precedente. Și spune, învață să ai mai multă grijă de tine. S-a cam dedicat leul. Leu cam face aceleași greșeli. S-a pus pe ultimul loc în ultima perioadă. Tot ce a fost prioritar mediul de în muncă, rude, apropiați, familie, da? Și i-a făcut pe ăștia fericiți. Pentru că și leu e fericit când vede pe cei din jurul lui fericit. Însă acum sufletul este gol. Da, pentru că nu ți-a intrat și ție acolo un strop de fericire, un strop de schimbare, ceva benefic pentru tine. Iar universul îți vine în ajutor acum. Și în scopul celei de-a doua jumătate a anului 2021 este să-l ajute pe leu să învețe să aibă mai multă grijă de el din toate punctele de vedere. Și financiar, și emoțional, și relaxare. Să se răsfețe. Da, exact, e cea mai bună exprimare. E o perioadă de răsfăț, de la căldură până la îngheț, adică din vară până în iarnă. Ne mutăm la tipicarii ăștia din zodia Fecioarei, ăștia care știu să pună ordine și în viețile altora, și la locul de muncă, și în viețile tuturor din jur, pentru că ei sunt niște mentori care se erijează în ajutor neprețuit, dar și eu știu cum să zic, de multe ori mai își bagă și nasul unde nu trebuie. Iar acum trebuie să învețe să-și prioritezi propriile vieți. Prioritar e viața voastră, a fecioarelor. Ea este pe primul loc. Faceți toate lucrurile încercând să bifați și lucruri bune pentru voi. Cât mai multe lucruri și cât mai adevărate. Că sunteți în stare. Așa cum faceți pentru alții, puneți mâna și faceți și pentru voi. E mult mai ușor să faci pentru tine. Da? Pentru că pe ăla trebuie să-l ghicești, să-l gândești cât e de sucit, cât e de cu surgiu, că vrea, că nu vrea. Dar tu știi ce vrei de la tine. Da? Și atunci încearcă să faci asta. Pentru că de multe ori te simți atât de obosit sau încât atât nu de obosită, timp și pentru tine. Încât îți dai seama că nu ai făcut absolut nimic pentru tine. Ai obosit făcând pentru alții. Eu obosești acum, că nu vei obosi când faci pentru tine.
din contră, te vei încărca și cu energie, că sunt lucruri plăcute. Așa că fă-ți o prioritate din viața ta, dă seama ce contează cel mai mult pentru tine și ce ai nevoie pentru a fi fericit. Ai două lucruri? Le bifezi pe astea și te apuci de ele. Așa ordonată cum ești, consecințele încep cu două lucruri extraordinare. Și după aia adaugi la listă. Așa. Ei, ne mutăm la balanță. Balanța va trebui să învețe să fie recunoscătoare pentru fiecare lucru mărunt. De obicei, balanța era mulțumită pentru lucrurile mărețe pe care le făcea sau care le primea din partea prietenilor, rudelor. Da. Dar era cam pretențioasă, că se gândea numai mărunțișuri din astea. Bucuria, că tot eu am spus odată, plăcerea mare sau satisfacția cea mare e făcută din bucurii mici. Corect. Da? Ia să încerci să pui în fiecare zi câte o bucurie și te trăiești la un moment dat că e exact... O fericire. Exact cum economiseam când eram copil la școală, pe carnetul de cec. Da? Era și un slogan, zice, azi un leu la cec de pui, mâine el va scoate pui. Eh, așa trebuie să facă și balanța. Să bucure de fiecare lucru mărunt și să-și dea seama cât e de norocoasă și cât de frumoasă e viața balanțelor. Că balanțele au o viață frumoasă. Știu să-și o facă și frumoasă, dar de multe ori excesul ăsta de altruism sar în ajutorul altora să le facă lor viața frumoasă. Și de ei uită. Și nu-i întreabă nimeni. Ai și tu nevoie de un strop de fericire? Ai și tu nevoie de un pic de dragoste? Că asta e prioritar. Balanța, dacă n-are dragoste, e o balanță dezechilibrată. Terminat. Ne mutăm și la vecinul Scorpion, pentru că și vecinul Scorpion vine cu niște lucruri foarte interesante și spune, învață să nu mai așteptări de la nimeni. Obiceiul lui este de a oferi, de a sări în ajutor, de a face pentru alții. Și vrea să și primească. Da, dar e și nu mai vine ajutorul. E un pic sucit așa. Zice, mai am făcut pentru ăla, pentru ăla. Dar niciunul, nici măcar o pun mulțumesc. Sau, știi, dacă nu erai tu, poate nu reușeam să depășesc momentul ăsta. Dar acum, zice, dacă nu vei avea grijă de tine și aștepți ca alții să vină să facă pentru tine, ești terminat. Și tu cazi în apatie foarte repede, pentru că poți să fii rănit fantastic de rapid atât timp cât tot aștepți să vină ceva din exterior și nu mai vine. Și atunci ești decepționat total. Și nu le mai permite oamenilor din jurul tău să aibă putere asupra modului de cum te simți tu. Adică eu trebuie să mă simt bine dacă mă influențează. Deci să nu mai fie dependent de anumite persoane, anumite stări. E dependent, dar nu e chiar total dependent. Are bucurie când vine cineva și face ceva pentru el. Și uite că acum anul ăsta chiar nu mai se interesează nimeni să facă ceva pentru noi. Dacă nu facem noi pentru noi, nu le mai permite să vină să te supere, ca să zic așa, sau să te facă să superi, să-ți aducă nefericire în viața ta și ștergei pe aia care vin și fac promisiuni în deșert sau deșarte, care învățați că la pomul lăudat nu se duce cu sacul. Corect. Poți să te duci cu o borsetuță așa micuț. Dacă poți să o umpli pe aia, ești cel mai fericit. Dacă nu, încerc să mergi mai departe. Pentru că astea sunt așteptările scorpionilor. Mergem la săgetător. Că și săgetătorul are de învățat ceva. Iar ce are de învățat în ultima perioadă, adică în perioada a doua anului, să trăiești în prezent. Voi cam trăiți în viitor. Voi sunteți futuriști. Mai o zodie de nenumărate visuri. Așa. Zice că unul din cele mai dificile lucruri pentru voi, săgetătorii, este să trăiți în prezent. De ce? Pentru că Universul vă învață să aveți așteptări, dorințe, cerințe și de multe ori chiar ne ducem cu gândul. Deschiși, visați la lucruri frumoase, plăcute, care urmează să se întâmple. Da? Iar acum, singurul lucru care se poate întâmpla
este să trăiești în prezent, adică cu picioarele pe pământ și să te uiți în jurul tău, să iei din viață tot ce e mai frumos. Era și un cântec. Ia din viață. Deci noi nu suntem în trecut, noi suntem în viitor. Nu, voi trebuie să trăiți acum în prezent. Așa. Pentru că trăiești acum și e în prezent, sau prezentul e viața ta pentru următoarea perioadă. Renunță să te mai stresezi pentru ce s-a întâmplat și în trecut și pentru ce nu ai reușit încă să antamezi pentru viitor. Așa da? Facem. Că de multe ori ne supărăm. Adică vezi că undeva e utopic gândul tău și zici, dar tot pe ăla-l vreau. Și tot acolo ajungem. Perseverare diabolică. Bun. Nu? Bun. Hai să ne mutăm la Capricorn, că ăsta e singurul care vede greșelile altuia, le pune pe tapet, dar nu acceptă să-l piși cu ceară, că și el greșește. Că și el a făcut greșeli. Eu nu greșesc, că eu mă gândesc de 100 de ori. Da? Iar pentru a putea merge mai departe acum, în viața ta, pe următoarea perioadă, trebuie să accepți tot ce ți s-a întâmplat până acum. Inclusiv acele greșeli pe care le-ai făcut și s-au văzut repercursiunile. Acceptă-le că sunt ale tale. Asumă-ți-le și numai dacă ți le asumi, atunci vei putea trece într-o etapă nouă. Fiind conștient că și tu poți să greșești și nu numai alții. Așa că încearcă să îngropi suprești toate. Deci nu mai merge cu... Nu mai ține. Bun, gata, am greșit. Ignorarea. Recunoști. Era povestea cu recunosc că sunt mistreț. Recunosc că sunt mistreț, bagă vulpea la coteț. Da? Că iepurul, doi vânători s-au dus să împuște cerbi, lei, tigri, pante și au pămărât un pămăr de iepuraș. Și ei vreau să împuște un mistreț. Și l-au legat de picioare, l-au atârnat pe o stinghie și au pus bățul pe el să țipe. Iepurașul a început să țipe. Bă, recunoști că ești mistreț sau nu? Că dacă n-au... Ei, cam așa e și cu Capricornul. Să recunoască că e mistreț în anumite împrejurări. Acum a venit momentul să dai dovadă de maturitatea care de obicei te caracterizează și să accepți că o parte din viața ta mai e supusă și greșelilor. Da? Nu ești tu perfecțiunea întruchipată. Când vei recunoaște că și tu poți să greșești, că ești tot om, ei, atunci, într-adevăr, vei fi un adevărat om. Cel care își recunoaște greșelile. Corect. Sau necazul, sau cum să zice, când ai făcut ceva, o vină e pe jumătate iertată. Ei, la tine se iartă tot. Da? Altfel nu îți vei putea continua drumul. Hai să mergem la Vărsător, pentru că Vărsătorul nu prea știe el cum să facă să-i fie bine pentru el. La el ori e dragoste, ori nu e deloc. E prietenie. Că dragostea la el se subordonează totalmente prieteniei. Iar acum zice, ca să fii fericită și tu, și partenerul tău, dacă ai un partener, învață să faci compromisuri pe plan sentimental. Adică povestea... Să mai lase de la el. Știi că vine soțul, că dau și eu, m-am contaminat de la Lidia, cu paharul de apă și cu o pastilă. Ce e asta, mamă? Știu că te doare cap. Dar el era pregătit de o dragoste, știi? Zice, dar nu mă doare capul în sens. Atunci e bine, hai. Cam așa e compromisul. Că el întotdeauna zice nu. Abia după aceea acceptă, da? E ca un fel de favoare. Ei, acum fă compromisul de la început, lasă deoparte încăpățânarea și învață. Compromisul e o artă. Trebuie să știi să o faci. Da? Nu așa vulgar din prima. Așa cu floricele, cu muzică, cu diplomație, cu dopuri care zboară din sticle. Da, e ceva. Zice, la început s-ar putea să fie foarte dificil pentru tine că nu ai antrenament. Însă cu timpul te obișnuiești să lași de la tine. Și atunci va fi bine. Și niciodată în cuplu să nu uiți că într-un cuplu nu există unul singur, sunt doi. Vărsătorii oricum sunt egoiști, maestre. Mai au, lasă și ei de la ei din când în când. Interesantă. Când lasă de la el, e ca și cum ți-ar fi dat America. Da, îți face o favoare. Da, ți-a dat America de sud, pe cuvânt, n-ai treabă. Și ceva din tribule peilor roșii care au supraviețuit. Hai să mergem la ultima zodie, că ăștia sunt unii din cei mai împrăștiați. Extraordinar. Și
de multe ori și în viața lor sunt multe lucruri amestecate, nereușite, nerezolvate. Iar acum, ultima parte a anului, primește un sfat pentru perioada respectivă. Învață să faci ordine în viață, în viața ta. Sunt câteva evenimente foarte importante care te vor ajuta să înțelegi mai bine care este drumul tău pe care trebuie să mergi în această viață. Deci cinciul ăsta e la jumătatea unui ciclu de 9 ani, ca să înțelegem pentru toți. Aici e starea de echilibru. Ce putem să facem acum, până la finalul anului, este benefic pentru următorii 4 care vin. Deci cu bătaie lungă, cum adică ziceți. Adică suntem așa pe bârnă, știi? Dar exact, ai văzut cum e vârful ăla, ca la balanță, până se echilibrează. Cum ai înclinat un pic, ai ieșit. Ai înclinat pe bun, câștigi. Și spune, fă-ți ordine pe toate planurile, astfel încât să încetinești ritmul de a munci în neștire, de a sări în ajutorul altora și să înveți să trăiești cu adevărat. Fă-ți timp și pentru tine, dar puneți ordine întâi în toate lucrurile ca să nu rămână ceva neterminat. Va fi o perioadă extraordinar de interesantă și cu multă liniște dacă vei reuși să faci toate treburile astea. Că ei se zbat. Tot ce au fost e bătaia până în prima jumătate a anului. După aceea încep să devină lenevoși, așa. Leneși. Într-o stare de lenuți. Somnolență. De toate. Bun. O, somnolență nu există la ei. Dar există un pic de râcă din asta, că vine să agite pe altul. Îi place să bage bățul în gard, cum zice Lidia. Hai că nu mai băgăm bățul în acvariu, i-am lăsat și gânduri bune. Încercați să faceți... Deci a doua jumătate a anului trebuie să fie mai bună pentru toată lumea. Pentru toată lumea va fi mai bună, dar cu sarcinile pe care le-au primit. Absolut.